Haideți să-l primim cu aplauze. Uvald este de neam germanic. În zona Rinului a fost capturat. Copiii, în primul rând, să știți că Uvald mănâncă copii? Nu mănâncă, îi plac copii. Mai mănâncă câte unul pe spectacol. El încă nu a deprins limba latină, vorbește un dialect germanic destul de ciudat. Sper că în public nu știți germană. Nu, că spune multe lucruri interzise, cu vulină. Mâna sus, cine știe germană? Da? Știi bine germană? Ia vin aici. Vin aici. Ia, vin aici să vedem. Eu nu prea mă înțeleg cu Uvald. De fapt, nici nu știu cum îl cheamă, îi zic eu Uvald. Întreabă-l în germană cum îl cheamă. Dar nici el nu știe. Bun, în afară, cum te cheamă? În afară de Alex, mai știi cineva germană? Tu știi germană? Hai, vin aici, vedem. Hai că-s curios. Întreabă-l pe Uvald cum îl cheamă. Trebuie sigur nu îl cheamă Uvald pe numele adevărat. Wie heißt du? Ich bin Thor. Thor. Gladiator. Bun, ia întreabă-l ce face. Was machst du? Alles Jürgen Klinsmann und Schumacher und Bergerbier Heineken und Steffi Graf, ja, und da. Traducere ce a zis. Acum nu știi ce nu știe germană. Uval, cum te cheamă? Cum te cheamă? Sau Alex? Alex n-a știut să traducă ce a zis Uval în germană. Publicul a înțeles, nu? Bun, am o rugăminte. Când o să lupte Uvald și o să rostească niște propoziții, niște fraze, să nu traduci la prietenii ce spune, da? Că e rușinos. Bun, du-te acolo în public. Aplauze pentru Alex. Avem vorbitor de germană, Uvald, atenție. Ce însemna un... Vrei să zici ceva? Vreau să zic că acest gladiator de tip Retiaros, în primul rând, este unul dintre cei mai spectaculoși gladiatori. Luptă! Ce-ai spus? Pe lângă tine e cel mai spectaculos, nu? Povestim și de tine. Armele lui sunt compuse dintr-un trident și o plasă. Are un pugio, un pumnal. Iar ca apărători, are o apărătoare de umăr, de picior și de braț. Cam atât. Asta îl face foarte mobil. Însă, lui Uvald îi place să audă următoarea chestie. Ei, acum înțelegi latina, voi? Se zice că gladiatorii de tip Retiarus, așa cum este și Uvald, erau aleși dintre cei mai chipeși, cei mai frumoși, astfel că nu purtau coif. Da? Se zice. Acum el chiar crede lucrul ăsta. Două spade de tip Gladius, este la fel de mobil, iar ca apărători, cum? Ești mai mobil și mai bun decât Uvald. Uvald, a zis că e mai bun decât tine. Acum cu mine, zis că despre mine, n-ai că poștina să mai eu. Tu știi că dacă spun câte victorii ai tu și câte victorii are Uvald, o să te super pe mine. Uvald are 69 de victorii, iar Dareos 68. Iar ca înfrângeri, Dareos are 3 înfrângeri, iar Uvald doar una. Poate vă întrebați, cum e posibil ca un gladiator să sufere 3 înfrângeri și să fie în viață? Ei, vă întrebați lucrul ăsta pentru că v-ați uitat prea mult la Spartacus, sau la Gladiatorul, sau la alte filme americane. Să știți, în arenă, gladiatorii nu luptau până la moarte, pentru că erau foarte importanți, foarte scumpi. Cel care deținea o școală de gladiatori nu își permitea să o piardă gladiatorii. Dareos, este un gladiator mobil, spuneam de armele lui, iar pugnate, strigăm toți pugnate, da?
3, 2, 1... Cognate! Alex, Alex, tu vină lângă mine să-mi traduci ce zice asta. Să fii atent la ce zice și să mă ajut să traducem, da? O să vă cât de mobil sunt cei doi. Plasa aruncată în permanență încerca să agațe, să încurce mișcările adversarului. Alex, tu cine ții? Raval cu Uval, dar uite care probleme Uval. Hai Dareos, hai, da? Puteți încuraja Dareos, Uval. Să aplaude cei care țin cu Dareos. Cei care țin cu Uval, aplauze. Și restul cu cine țineți? Cu dansatoarele, da? Hai Dareos. Deci fim atenți, Alex, să fim atenți la ce zice Uval, da? Până acum n-a zis prea multe, a încasat mai multe decât a zis. Haide, Dareos! V-a rămas dator, de fapt, cu niște explicații legate de ceea ce mâncau gladiatorii. Spuneam și ieri, mâncau lături. Erau bune. Uitați ce condiție fizică au luptătorii noștri. De fapt, gladiatorii erau vedetele antichității, sportivii de astăzi, ceea ce vedeți la... Asta a durut, a durut. Oare are nevoie de ajutor, Uval? Ia întreabă-l în germană dacă are nevoie de ajutor. Zi germană ceva că nu înțelege nimeni, nimeni. Doar Uval de înțelege. Nimic. Se duc acasă. Ce ai zis acum? Dar avem, cum o cheamă pe tipa aia care traducea filmele pe vremea... Asta m-a durut. Ai rămas și fără pumnal, fără Pugio. Iată și la Pugio și adu-l aici. Iată care pumnal. Hai cu el. Îl ținem aici. Uite și vremea ține cu noi. Hai Dareos, dar nimeni... Hai Uval. Bineînțeles să nu faceți schema asta acasă, copii. Uval! Uval a rămas și fără trident, fără furcă. Îți place de Uval cu luptă? Es que fel mi nici vidu. Kemps. Es că nu îi place cu lupți. Zici ce te uiți la mine așa? Cuvintele astea nu există în germană, ați înțeles. Traducem? Mai bine nu. Traducem? Alles? Alles? Zice ceva logic?
Zim la ureche întâi, să văd dacă de tradus. Hai că e bine. Poți să traduc. E serios? Nu. Nu prea. Alle Schlafschwänze. Se poate traduce? Para. Nu se poate traduce asta. Acum nu știu cine va câștiga astăzi, o luptă extrem de strânsă. Nici scutul nu l-a ajutat pe Uval. Dacă vrei poți să rămâi acolo, Uval. Dacă nu mai poți lupta, haideți să aplaudăm că nu-i tocmai ușor ceea ce fac ei astăzi. Un consum de energie fantastic. Uitați-vă pe Uval deja. Nu știu cum se face cu Uval. Numai Uval te casează. Și astăzi ia bătaie, o să-l vând la... Îl trimite minele de sare din zonă, nu știu dacă sunt, dar găsesc de una. Îl trimite în tine, îl iau. Vorbești cam mult. Ia-ți la urechi ce-ți zic. Te rog să zici la microfon. Și că vreau că ți-l prost pe aici. Dareos. Un cățel prost. O să fii și cățel prost. Mă credere în el, că își mă spună vreo prost. Ei, asta vrei să auzi. E cel mai frumos, zice, da? Da, aici e mai puțin fani în tribuna, uite aici, în public. Ia să vedem cine ține cu Uval să aplauzi. Mișcă și el și pământul, cred că mișcă pentru el. Astăzi. Mai poate face față. Au fi dar zi. Dar bravo!
O mână ridicată, sus. Oare ce înseamnă? Dacă nu știți, vă spun eu. Uvald cere să-i se cruțe viața. Publicul decide lucrul ăsta strigând mite și ridicând un deget în sus sau dorește ca Uvald să moară și atunci un deget în jos și strigați iugula. Mite ori iugula? Mite! Stai, am înțeles nimica. Cei care doresc ca Uvald să moară să strige iugula. Cei care doresc ca Uve să trăiască, să strige mite și să ridice degetul în sus? Mite! Lăsăm pe Alex să decide. Alex, ia să vedem. Mite sau iugula? Mite! Am uitat să zic că ăsta e surd, Dareos. N-a auzit bine, n-a auzit bine. Aplauze pentru Dareos! Învingătorul de astăzi.